seara! Sunt femei care au decis să zică nu clișeilor sociale și au avut curajul să nască și să crească copiii așa cum le-a dictat instinctul matern. Nata Albot este una dintre ele, iar astăzi a venit la noi, la Iubește Viața, să ne povestească întreaga sa experiență de mămică. Bine ai venit, Nata! Bine te-am găsit, Tatiana! Pentru început vreau să te întreb ce înseamnă în opinia ta să fii o mamă bună? Eu cred că primul lucru pe care îl face o mamă bună este să nu caute să primească aprobarea nimănui pentru faptul că este sau nu o mamă bună. O mamă bună este aceea care, în primul rând, în interiorul ei, cu inima și cu sufletul ei și cu mintea ei, simte o tonă de dragoste pentru copii și manifestă această dragoste în comunicarea cu ei. O mamă bună nu este una care primește note, este una care își numără victoriile după ce iese din copiii săi. Dar cu siguranță nu este absolut nevoie să cauți cineva să fie de acord cu toate metodele tale de a fi o mamă bună. Există, uneori se creează diferite conflicte între mamele care aleg să nască altfel și mamele care poate nu pot să nască natural, mamele care alăptează și cele care nu pot alăpta, și se creează o disonanță între mame bune și mame care poate nu au luptat destul. Ceea ce este până la urmă foarte bine când se întâmplă asemenea contradicții, pentru că numai din contradicții se nasc niște adevăruri. Atunci când toată lumea e de acord despre un subiect sau altul, efectiv pot să-l consider consumat. Ori domeniul acesta, tot ce este legat de conceperea unui copil, nașterea lui, creșterea lui, va fi tot timpul într-o continuă redescoperire. Multe, multe lucruri încă se vor mai afla, pe lângă cele care ne sunt firești și naturale, pentru că organismul omului a fost creat ca să se reproducă. Vorbim și despre bărbați și despre femei, da? Respectiv, sunt niște lucruri care mama natură deja le-a decis pentru noi și multe altele care depind de psihologie, de partea emoțională, pe care omenirea o tot studiază. De ce este normal că există aceste contradicții? După mine, poate ar trebui un piculeț să umplăm cultura de comunicare pe social media, să înțelegem că nu există un adevăr suprem. Așa. Și că fiecare își trăiește propria experiență, bazându-se pe ea, consideră că acesta este adevărul lui suprem, pe când asta nu este așa. Există teorii care zic că educarea unui copil începe încă din momentul planificării sau din momentul conceperii. Cum a fost la tine planificarea? Ești de părerea că un copil trebuie să fie neapărat planificat sau trebuie să lăsăm natura să-și facă oarecum treaba? Cu mine cred că nu știu dacă puteți să vorbiți despre planificare. Copiii mei nu au fost niciunul planificați. Și eu nu m-am focusat foarte mult pe ideea că acum, din burtică, să ascultăm muzică clasică, să... Eu cred că tot ce simte această nouă ființă în interior, în primul rând, este o chimie de tot felul de procese fiziologice și această chimie este proporțional direct legată cu starea mea. Dacă eu sunt bine, copilul meu nu are cum să nu fie bine. Dacă eu sunt săturată de somn, odihnită, am o mâncare calitativă, respir, călătoresc și trăiesc emoții noi, am o viață emoțională sănătoasă, toate astea se manifestă printr-un fon emoțional al meu, per general, care se transmite copilului meu. Dacă noi am avea grijă de noi, în primul rând, atunci când purteam copii, ei automat vor moșteni matricea asta de om fericit și om împlinit. Există așa o tendință acum de a supra-medicaliza sarcinile? Ea nu este de acum, e o chestie... E de 50, 40, hai să spunem că aceasta este o carență a modernizării. Și modernizării. Da, pentru că la un moment dat, fără aceste medicamente, omenirea nu putea supraviețui, pentru ca următoarea etapă să fie... Să facă abuz, oarecum. Da, să fie un abuz și să nu ne mai imaginăm viața noastră fără medicamente. Spre marea mea
bucurie. Am constatat anul acesta, la 5 ani de când am plecat din Moldova, că nu m-am atins de trusa noastră de medicamente și sunt unele expirate care nici măcar nu le observasem că sunt acolo și am făcut ordine. Ceea ce tare mult mă bucură, pentru că cu mine niște chestii elementare. Oricum sunt toate de găsit, dar am luat cu mine niște lucruri care efectiv a trebuit să le arunc la gunoi. Probabil au expirat deja. După experiența asta, chestiile astea, că nu te atingi de medicamente, că ești o mămică care nu face zeci de ecografii atunci când ai fost însărcinată, a venit cu timpul, cu experiența, sau atunci când ai fost prima dată însărcinată, erai de asta care la orice simptom sunai doctor, o plecai la doctor, îți făceai griji. Uite, eu tocmai că sunt mama care am căutat să fac atât de des ecografii cât am simțit eu nevoia, și asta în primul rând se datorează faptului că cea de-a doua sarcina mea, care era gemelară, am pierdut un gemene, lucru care s-a constatat în timpul unei ecografii care a avut loc la 35 de săptămâni și jumătate, deci ei trebuiau de fapt să fie deja născuți, și eu m-am dus la o ecografie simplă înainte de naștere ca să constatăm că unul dintre copiii nu mai bate inima, ceea ce m-a făcut să înțeleg că dacă mie mi se poate asta întâmpla, eu trebuie să monitorizez acest proces. În Moldova, din fericire, poți să faci ecografie de câte ori vrei tu, nu la indicația medicului, dar am în vedere că toate serviciile sunt destul de accesibile, da, atât ca și așteptare în coadă, cât și ca și prețuri. În străinătate lucrul ăsta este mai puțin accesibil. Acolo sistemul medical practic îți permite, îți acoperă o singură ecografie sau două maxim. Două ecografii îți acoperă. Una la început, când trebuie stabilită trisomia, adică posibilitatea sindromului Down, și ulterior, deja la un termen mai înaintat, pe care eu de obicei l-am petrecut în Moldova. Aici am avut noroc să mă pot adresa la o ecografie ori de câte ori a fost nevoie, și eu asta am făcut. Pentru că uneori sarcina nu decurge chiar potrivit unui scenariu clasic. Și atunci, dacă mie asta mi s-a întâmplat, ceea ce poate crea un precedent, eu am preferat să merg la ecografie practic o dată la 3-4 săptămâni ca să fiu sigură că totul evoluează bine. Așa că, iarăși, asta este experiența mea. Eu nu consider că am făcut mai mult rău decât bine, apelând la ecografie de câte ori am simțit eu nevoie pentru a mă liniști. Pentru că liniștea ta contează foarte mult. Pentru că liniștea mea era foarte importantă ca eu să pot duce sarcina mai departe. În privința medicamentelor, am în preajma mea situații și situații. Sunt tare, tare mâhnită. Când mamele, tații, mută responsabilitatea de pe proprii umeri, și această responsabilitate înseamnă câteva lucruri, nu foarte multe și complicate. Trebuie să fii un părinte informat. Asta este prima datorie primară. Când ești un părinte informat, știi să adresezi întrebările corecte, știi să iei deciziile corecte, știi să reacționezi la timp. Părinții, în mare parte, mulți, nu vreau să generalizez, sunt părinți responsabili și în Moldova din ce în ce mai mulți. Da. Cel puțin social media creează această impresie. Părinții foarte mult cred în puterea medicamentelor și prin asta se absolvesc pe ei înșiși de această responsabilitate de a se informa, de a citi forumuri, de a fi în temă. Asta nu înseamnă că tu ai citit pe un forum ceva și renunți la prescripția medicului. Dar tu trebuie, atunci când primești o prescripție, să știi să adresezi niște întrebări. Domnul doctor, da, aici este acest ingredient. Știți, eu m-am informat și am văzut că el dă niște efecte secundare. Să fie acel pacient incomod, cum ziceai, da, de multe ori. Absolut. La capitolul ăsta eu chiar încurajez lumea să nu se teamă să fie pacient incomod. Eu nu cred că asta trebuie să fie numit pacient incomod. Ești un pacient conștient. Nu vreau să ne numim incomozi. Noi suntem oameni conștienți care ne asumăm rolul de părinte pe deplin. Tu ești o curajoasă, în opinia multora, pentru că ai avut curajul, zic din nou, să naști acasă. Uh-huh. Ori nu multe au, și chiar foarte mulți medici consideră acest act de eroism, în ghilimele, așa zic ei, o formă de irresponsabilitate. Okay. Sunt foarte sigură că te-ai informat foarte mult, că ți-ai dorit, că ai făcut din tot asta un fel de magie,
ai creat mult, ai visat mult acest moment și o să te rog să ne zici de ce ai hotărât să naști acasă, cum te-ai pregătit de acest moment? Nu are asta nicio treabă cu magia și nici nu are treabă cu curajul, vă asigur. Decizia asta a fost luată în cuplu, la al treilea copil, alte două sarcini fiind pentru mine o școală foarte bună, din care eu am învățat niște lucruri care sunt cumva tipice pentru această perioadă. Și revin la ce am zis mai devreme, noi am fost, organismele noastre au fost create ca să se reproducă, cu excepții când sunt probleme de infertilitate și așa mai departe. Dar în principiu sistemul nostru a fost gândit să se reproducă. De aceea când noi vorbim despre o lege, da, bineînțeles, sunt și excepții, dar în mare parte există niște legi după care asta funcționează. Și eu când am înțeles lucrul acesta, eu n-am mai vrut să văd gândaci de bucătărie pe pereți în timp ce alăptez copiii. Eu n-am mai vrut să simt miros de clor dimineața la 6 când vine femeia să facă curățenie. Eu nu am mai vrut să fiu trezită la 5:30 dimineața ca să mă apuc să fac ordine pe dulăpior pentru că vine șeful de secție. Eu nu am mai vrut să mă pomenesc cu perfuzii puse din greșeală, nu unde trebuie și să mi se umfle toată mâna. Eu nu am vrut să trec. Asta a fost cumva o reacție a mea firească de a mă proteja pe mine și experiența mea de maternitate. Eu am vrut să am o experiență de maternitate fericită. Orice ce am trăit eu în spitalele, de fapt într-un singur spital, Centrul Mamei și a Copilului, pentru mine nu a fost o experiență fericită. Și eu sunt sigur că nu sunt singura femeie din Moldova care poate povesti o sumedenie de grozăvenii. Ce-i drept, eu am născut pe la începutul anilor 2000, adică 2005-2006, sunt convinsă că lucrurile au mai evoluat între timp. În ceea ce privește resursa umană, știu că stăm din ce în ce mai prost și că aici puține ce s-au schimbat. Poate măcar condițiile sunt un pic mai bune. Dar atunci, pe vremea aceea, eu am trăit niște experiențe pe care eu le consider absolut contraindicate pentru o femeie care trece prin naștere. De aceea, acum, ultimii doi copii, eu am vrut să nasc acasă, inclusiv pentru că eu știu deja cum este această experiență și cel mai important, aceasta nu este o chestie ieșită din comun în Canada. Tu poți alegi să naști acasă, atâta doar că tu trebuie să te înregistrezi la un centru din regiunea ta, să-ți fie desemnată o persoană responsabilă, o moașă, acest lucru trebuie să se întâmple numai târziu de 32 de săptămâni ale sarcinii, ori eu în ambele ultimele două sarcini am venit în Canada mult prea târziu, așa, când trebuia deja să nasc și n-am reușit. Dar aș fi vrut să nasc acasă. Cu toate astea, nu regret deloc experiențele din spital. Au fost niște experiențe extraordinare și nu vorbesc aici de condiții. Vorbești mai mult de atitudine? Vorbesc despre atitudinea oamenilor față de meseria lor și față de pacienților. Deci nu s-a pus niciodată în discuții să trebuiască să mituiesc pe cineva ca să mă trateze într-un mod deosebit. Am fost tratată ca absolut orice cetățean al acestei țări și am fost tratată onorabil. Și eu cred că noi cu toții merităm acest lucru oriunde ne-am afla. Noi cu toții merităm să fim tratați onorabil de cei care sunt în serviciul nostru în asemenea domenii. Dar așa ce trebuie să se facă aici, în Moldova, pentru a se schimba cel puțin atitudinea, dacă de utilaje, performante și asta? Eu cred că dimensiunii umane ar trebui să îi se dedice mult mai multă atenție decât se dedică în clipa aceasta. E bine dacă se investește în echipamente noi, e bine dacă se investește în reparații, e trist că se investește în camere unde trebuie să faci poze la final, în loc, da, să se investească în niște traininguri elementare pentru femeile de serviciu, pentru infermiere, pentru că da, asta foarte mult contează și eu de fiecare dată când mai vedeam o știre care apărea cum a mai fost tratată o mamă din regiune, mă îngrozesc că noi nu progresăm absolut deloc la acest capitol. Noi nu vorbim deloc, atât cât ar fi necesar, despre cum trebuie să fie tratați oamenii în spitale. Mă refer la atitudinea umană.
Adică noi doar cu vorbitul și ne limităm. De fapt, asta am vrut să zic. Despre nașterea acasă, după cum am mai zis, nu a fost deloc un act de curaj, a fost o decizie conștientă, luată nu doar de mine, ci și de soțul meu de atunci. Nu o regret pentru nicio secundă, a fost cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat vreodată. M-am pregătit pentru asta și cred că aș avea ce să le povestesc. Eu și cu fetele mele vorbesc despre asta, le povestesc, încerc să le eliberez de frici legate de asta, să le spun că atâta timp cât sarcina este normală, cât nu există riscuri, cât nu există situații, pot interveni situații pe ultima fază, dar din cele pe care le-am discutat eu cu specialiștii, practic nimic nu intervine subit, pur și simplu așa. În mare parte, problemele care, ca și cum ar fi apărut pe ultima 100 de metri, ele de fapt erau pe parcursul sarcinii, dar poate n-au fost depistate. Ai ales să naști natural și chiar fără epidurală și fără alte anestezii. Iarăși, un lucru discutabil pentru multe mămici. Foarte multe zic acum că de ce să suport aceste chinuri de travaliului, dacă s-a inventat această minune de epidurală, că nu mai suntem în secolul trecut, ci nu mai suntem mamele și bunicile noastre care au trebuit să suporte această durere îngrozitoare, care îți lasă traume adânci pe tot parcursul vieții. În primul rând, eu nu pun la îndoială decizia niciunei femei în ce privește unde și cum și cât și de ce, cu cine să nască. Este o decizie asumată. Să naști acasă sau la spital, să naști cu epidurală. Este o decizie pe care nimeni nu are dreptul să o judece. Asta în primul rând. Într-al doilea rând, eu nu aș face epidurală. Am citit mult despre asta, am comunicat despre asta. Atunci când mi s-a întâmplat unul dintre gemeni să moară, nașterea s-a desfășurat cu un soi de anestezie în care eu eram trează, deci eu cred că asta a fost un fel de epidurală, că eu nu simțeam durerile, dar urmăream tot ce se întâmplă. Perioada de revenire după asta a fost foarte complicată pentru mine și nu știu dacă vreți voi asemenea detalii, dar este vorba despre sistemul digestiv care foarte greu își revine după epidurală, este vorba despre situații în care sunt dureri de spate ulterior, se întâmplă lucrul ăsta, pot să apară aceste complicații. Eu nu văd rostul, eu cred că durerile nașterii sunt absolut firești, așa cum te doare când se scoate un dinte, așa trebuie să simți ceva atunci când scoți din tine un dita mai copil și aceste dureri sunt de fapt semne că totul se întâmplă cum trebuie, dacă tu nu, pentru că durerile ție îți permit să controlezi procesul de naștere, dacă tu nu le simți, eu nu-mi dau seama cum pot să controlezi acest proces. Ori mie îmi place să fiu un control asupra ceea ce mi se întâmplă mie. Și, come on, asta nu e atât de complicat de suportat dacă știi ce trebuie să faci. Și după mine, foarte temeinic. Ceea ce am înțeles eu despre naștere și am aplicat cu succes la ultimele două naștere a fost respirația. Trebuie să știi cum să respiri. Pentru că în momentul în care faci un pic de yoga și înveți această respirație a yoginilor, ea te ajută nu doar în timpul nașterii, te ajută ori de câte ori ai o durere fizică, te ajută să treci prin această durere fizică și să o suporți fără ca să te traumatizeze. Același lucru l-am făcut chiar și la nașterea cu noua. Efectiv, medicul n-a reușit să intre în sală ca să primească nașterea. Eu eram cu infermiera, eu respiram, când mă durea cel mai mult, respiram și mai adânc, pentru că în timpul respirației, când simți durerea, în timpul respirației, tu îți ajuți copilul să coboare. Da. Dacă tu nu simți această durere, cum îl ajuți să nască? Corpul tău, efectiv, este, nu ți aparține. Și eu când i-am spus gata, nasc, și îmi zice urcă pe pat, doamna doctor, pacienta naște, ea n-a reușit să intre pe ușă că deja nu mai era născut. Am înțeles că acolo în Canada medicii s-au uitat sceptic la tine atunci când le-ai zis că vrei să naști și natural, da, și fără epidurală. Este din păcate, este recomandată de medici și destul de des acceptată de pacienți. Au privit ca o eroină, așa? Da, ei cumva m-au admirat și s-au mirat de ce aș refuza epidurală. Iarăși, este absolut treaba fiecare femeie ce decide. Eu personal nu o recomand și eu nu am acceptat-o. Dar ești una dintre femeile cele care afirmă că anume aceste dureri ale nașterii, ale contracțiilor, te fac mamă? Nu.
Nu durerile nașterii te fac mamă. Poți să adopți un copil și să fii mamă foarte bună. Tu ai trăit experiența asta frumoasă a maternității și la 20 și ceva de ani, da, dar și aproape de 40. Da. Cum s-a schimbat percepția? Cum l-ai văzut tu? Cum a fost femeia și mama din tine? Aceste vârste diferite. Cred că un rol foarte mare în maternitate îl joacă bunei. Da? Și posibilitatea de a-ți permite sau nu o dădacă. Pentru că atunci când îi ai alături și mai poți să-ți permiți și o dădacă, e un fel de maternitate în care destul de mult lipsești. Pentru că știi, copilul tău este în siguranță, el este îngrijit, el este bine. Atâta iubire cât poți să dea bunie, niciun părinte nu o să poată, da? Ori acum, când noi suntem lipsiți de aceste mari daruri, este o totul alt fel de maternitate și paternitate pentru Andrei, pentru că noi efectiv nu avem pe cine miza, noi chiar trebuie să tragem totul în spatele nostru. E stresant, e foarte obositor, dar e o apropiere de copii. Nici nu știu dacă pot să-i spun o apropiere, pur și simplu ești prezent în viața lor. Înveți să-l citești emoțiile fără ca să pierzi prea multe cuvinte. Le cunoști mai bine personalitatea. Și da, e foarte epuizant. Foarte epuizant. Dar ești prezent în viața lor, ești un părinte în adevăratul sens al cuvântului. Ești mai părinte decât atunci când ți lași copilul cu bona? Nu vreau să le compar. Pur și simplu trăiești toate laturile maternității. Sau... Dar nu există acest risc atunci când îți petreci tot timpul cu copilul, când nu ai ajutor din afară, să fii uneori și epuizat, să nu ai uneori răbdare, să-ți descarci uneori nervii pe copil? Da, există riscul acesta. Cum să zic, există riscul când ieși în stradă să te calci o mașină? Da. Există. Dar nu o să stai doar în casă din cauza asta, o să fii atent. La fel și aici, obosești, mai bei o cană de apă, mai te odihnești, îi mai trimiți să mai aibă grijă unii de alții. Noi cu Andrei suntem foarte norocoși, pentru că Eva și Sonia sunt de altfel în loc de bunele celor mai mici și vreau să vă zic că sunt grozave, uneori am un sentiment de vină pentru că le lipsesc de o parte din, poate le lipsesc de o parte din adolescența lor. Cu toate astea, eu știu că eu prin asta creez o relație dintre ei care va ține mult mai mult, pentru că atunci când el trec, Eva plânge când ia în brațe, se emoționează, e o iubire infinită. Sonia mai preferă să mai chiulească, dacă ar putea cumva să nu iei în brațe, să nu se ocupe de asta, ea ar fi foarte bucuroasă, dar Eva este o dădacă de milioane. Ambele sunt extraordinare și ne ajută foarte mult. Cu depresia postnatală te-ai confruntat vreodată? Am impresia că de data asta am avut o bucățică de ea. Ultima? Dar nu știu dacă e vorba de depresia postnatală, cred că este vorba de depresia hivernală. Pentru că totuși iarna asta a fost lungă și cam grea. Lungă. E cam lungă și cam grea și cumva a coincis cu perioada de după. Dar am trecut-o și pe asta. Din fericire, lucrurile chiar trec și asta a trecut. Și o să mai vină altă iarnă și altă primăvară și timpul trece foarte repede. Dar cum ai trecut, o să ne zici mai detaliat după o scurtă pauză de publicitate. Revenim! Cu Nata Albot suntem, continuăm discuția despre maternitate, rămăsesem la cea depresie postnatală, cauzată mai mult din cauza
timpului, da? Sau, bine, și hormonii, și oboseala, și iarna, și de toate. Oricum, de atunci sau un moment dat că ai vrea să părăsești Canada, tocmai din cauza acestui motiv, că e frig acolo? Asta ar fi unul dintre motivele care nu-mi permit să mă rădăcinez acolo destul, pentru că am înțeles despre mine că sunt un suflet foarte necăutător de soare și căldură. Așa. Și de... E greu când atât de târziu trebuie să te adaptezi la o climă atât de dură. Unii se adaptează, alții nu. Cei care nu decid fie suferă mai departe, fie schimbă țara. Așa că e de la caz la caz. Eu pot să zic că, dacă tot vorbeam despre depresie, noi trebuie să vorbim despre depresie. Depresia este o problemă de sănătate mentală și primul lucru spre a scăpa de ea, este să vorbești despre ea, să o conștientizezi, să o recunoști în tine, să-i recunoști semnele. Când nu ai poftă de viață, când ești anxios, când nu vrei nimic, când efectiv te simți slăbit în toate membrele tale și tot ce vrei este să fii lăsat în pace, eu acum descriu din propria experiență. Eu cred că trebuie vorbit lucrul acesta, recunoscut și căutate soluții. În cazul meu, soluțiile a fost să ies din casă în pofida vremii, să merg la sport, să respir, să mă epuizez cu sportul, să dorm, să mă hodinesc. Dar da, asta cu siguranță pot să o recomand. Nu vă temeți să păreți slabe. Nu vă temeți să recunoașteți că nu sunteți atât puternice și că le posedați pe toate. Nu vă temeți să recunoașteți că vă simțiți prost și cereți ajutor. Acesta va fi primul pas spre a vă face bine și a vă pune pe picioare, pentru că așa e, oamenii din preajma noastră, ei au nevoie de noi să fim stăpâni pe situații și să încurajăm să ne mișcăm cu toții înainte. Dacă noi devenim roata aia care merge mai greu, toate lucrurile în jur încep să meargă mai greu. De aceea, da, noi trebuie să avem grijă de noi, pentru că prin asta manifestăm grijă pentru alții. Da. Un alt aspect frumos, foarte frumos, dar dureros pentru unele mame, alăptatul. Tu ți-ai alăptat toți copilașii și ai zis că abia cu ultimul copil ai înțeles că, de fapt, pe ceilalți nu i-ai alăptat cum spre trebuie. Spre marea mea uimire. Da, și spre marea noastră uimire, pentru că fiind atât de informată, tu de când ți-ai dat și cum ți-ai dat seama, de fapt, că nu alăptai corect și ce ar trebui să facă mamele ca să înțeleagă că putea asta e momentul în care eu primesc plăcere de la acest proces și alăptez corect. Bun, eu nu știu dacă fac parte din categoria mamelor care primesc plăcere de la acest proces. Eu nu văd drept o sursă de plăcere, eu văd drept o necesitate și o comoditate. Două lucruri. S-a întâmplat în spital când s-a născut noua, când eu mă așteptam a câta oară să trec prin suferința începutului de alăptat, când totul doare, mameloanele scrăpate, momentul când știi că trebuie să-l hrănești, începe să-ți creezi în capul tău așa un sentiment de dar poate nu o să vrei chiar acum, poate mai așteptăm, pentru că asta doare, asta tot timpul a durut și eu credeam că asta este normal. Pe când a venit un consultant în alăptare și m-a întrebat, cum vă simțiți? Începeți alăptatul? Dar de ce simt că vi se schimbă fața când mă doare? De ce vă doare? Mi se pare că normal, că nu e normal să doară. De ce nu e normal să doară? Tot timpul m-a durut, eu am alăptat până acum, eu am experiență. Eu chiar vroiam cumva să scap de specialista aia în alăptare, pentru că înțelegeam că ea bifează o agendă. Și ea, când începe să-mi explice mie că de fapt nu alăptez corect, dăm voie, te rog, să-ți arăt cum e, îmi zic, ok, hai, arată-mi cum e. Și eu atunci am înțeles că nimeni niciodată nu mi-a explicat de fapt cum trebuie să alăptezi astfel încât această procedură să nu-ți aducă durere. Și asta este posibil. După care, revenind acasă, a trebuit de câteva ori să mergem la clinică și ei acolo primiseră mesaj de la spitalul în care am alăptat că eu nu alăptez corect. Și ei mă puneau în fața lor să alăptez ca să vadă că eu fac asta bine.
Da, pentru că ei consideră că alăptatul corect este o parte din alăptatul greșit este o parte din problema inclusiv a depresiei postnatale. Pentru că tu nu te simți o mamă, tu te consideri o mamă insuficient de bună, a cărei copil nu este sătul. Deci încep toți gândacii ăștia să-și facă tranșee în capul tău și să te inducă în această depresie, când în realitate toate pot fi mult mai simple. Am aflat că există un medic în Toronto care este un mare specialist în alăptare, bărbat, care are tutoriale pe YouTube, care are cărți scrise și ele îmi dădeau link-uri și mă trimiteau acolo să citesc și să mă informez și să văd. Și acum eu deja, când văd că cineva urmează să nască, deja eu le explic povestea cum stă. Am aflat de poziția copilului, că el poate fi sau așa, sau poate fi de aici, cu capul încoace, lucruri pe care eu nu mi-l imaginam. Așa că da, că trăim, păi, până învățăm. La urmă ai primit plăcere din acest proces sau nu? Iar, în conexiunea nu știu, asta, nu știu. Nu știu dacă e vorba de plăcere. Eu mi-am făcut datoria mea față de copilul meu și mi-am asigurat o comoditate, pentru că atunci când alăptezi nu trebuie să încălzești borcănașe, nu trebuie să fii stresat că copilul este înfometat, nu trebuie să te trezești noaptea din pat, deci e foarte comod să alăptezi. Tu ești una dintre acele femei vocale care susține că alăptatul în public ar trebui să fie, adică nici n-ar trebui să fie discutat acest moment. Din păcate la noi societatea este așa cum e, uneori se uită cu reticență la mamele care... Uneori am zis societatea, da? Se uită cu reticență la mamele care alăptează în public. Te-ai confruntat și tu cu aceste Moldova? Situații în Moldova și vreau să te întreb cum privește societatea din Canada acest proces? Pot fi situații și situații. De uneori reprezentantele unor anumite etnii s-ar putea să nu fie foarte încântate să vadă o altă femeie alăptând în public. Eu cred că chiar și am avut o remarcă din partea unei persoane în parc care ceva nu i-a plăcut eu, dar wow, ești atât de asta calită. Chiar îmi contează. Chiar îmi contează și eu încurajez femeile să se simtă libere, să alăpteze în public și să-și caute de treaba lor și să nu se intimideze nici de priviri, nici de remarci, iar dacă le primesc să fie gata să dea riposta. Și în felul ăsta să-i educe. Dar tu ce răspuns să dai? N-am nicio treabă, caută-ți de calea ta. Eu aici mă alăptez copilul, tu cine ești, tu ce cauți aici? Da, eu cred că lucrurile astea pot fi ușor reglate și nu trebuie să ne lăsăm intimidate. Este o necesitate care trebuie să fie împlinită oriunde te afla. Că vrei un pic să fii mai dezgolită sau să-ți acoperi sânul, asta deja e o decizie proprie. Mai ești adepta călirii bebelușului și ai povestit într-un interviu că atunci când ai născut-o acasă pe Sonia, imediat după, ai turnat o găleată de apă. Da. Rece. Da. Asta bine, la noi în spitale se practica cel puțin o palmă la fund copilului ca să facă prima respirație și să deschidă plămânii. Ori mie mi-a spus moașa mea că nu este bine să faci chestia asta și mai bine îi dăm o găleată de apă rece ca să-i provocăm un stres. Bine, nu e apa de gheață, da, dar inclusiv pe noua noi fiecare baia noastră se încheie cu dușuri contraste și noua este atât de fericit. E fericit copilul când trece prin asta, el deja prinde gustul, pentru că în momentul în care ești într-o cadă caldă și după aia începe un duș contrast, pielea te frige și e un sentiment atât de plăcut. Fierbinte rece, fierbinte rece, fierbinte rece și încheiem cu rece. Și scoți copilul, îl împachetezi bine, îi faci așa, îl încălzești binișor, îl îmbraci, îl hrănești și nani și îl doarme minunat. Practici asta și cu Magda? Și... Da. Da, și cu Magda și cu Noa. Dar până la o anumită vârstă? Pentru că nu zici până Sonia, fetele mele mai mari am practicat până au început ele singure deja să-și facă toaletele lor. Bineînțeles că acolo nu mai intervin, dar le mai rog, vă rog, nu uitați, mai faceți câte un duș contrast. Da. Magda a acceptat la fel de ușor? Pentru da, că da, este da, Magda îi place. Și... Magda deja știe că fiecare duș se încheie cu asta. Nu mai strigă, nu mai plânge, adică îi place, ea râde, se hlizește cu poftă când asta se întâmplă. Da, este și asta un proces care trebuie făcut destul de conștient și trebuie să te informezi nu foarte mult, foarte complicat foarte treptat. Și pe internet sunt o sumedenie de informații. Cel mai important, niciodată nu începem călitul când copilul este bolnav și nici nu îl întrerupem atunci când copilul este bolnav.
el trebuie continuat. Nu facem pauze, dacă am intrat în călit, îl facem permanent și nu ne jucăm cu din astea un piculeț călduță și pe urmă caldă. Nu, trebuie să existe acest contrast. Și... Dar ce efecte ai observat tu după aceste copilii mei sunt copii sănătoși. Noi nu folosim medicamente, avem grijă să... Ce efecte? Efectele ele, de fapt, eu cred că se creează un soi de matrice de funcționare a organismului, în care el este obișnuit să aibă un sistem imunitar care să funcționeze. De fapt, noi, starea de bine a sănătății noastre, în mare parte, este dependentă de sistemul imunitar. Dacă sistemul nostru imunitar funcționează și este puternic, noi avem o viață calitativă. Și eu cred că eu contribuie ca copiii mei să aibă viață calitativă, să fie autonomi, să fie independenți, să nu fie conectați la niciun fel de necesități medicale, îngrijiri și așa mai departe. Uh-huh. Tu nu ți-ai vaccinat copiii? Pe niciunul? Nu. Câțiva ai... Eva este ultima pe care am vaccinat-o înainte ca să ajungem cu ea în reanimare după vaccin. Tatiana, eu cred că subiectul vaccinării este unul atât de complex. Da, încât ar trebui emisiune și... cu siguranță n-ar vrea să-i dedic un minut sau două ca să-l tratăm superficial și cel mai important, nu vreau să-l transform în carne de tun, adică de pușcă. Nu vreau ca în urma acestei emisiuni repede să se apuce cineva, să decupeze, să facă montaje și să transforme tot discursul ăsta în ce vor ei, ceea ce este foarte posibil și tu cunoști lucrul acesta. Eu cred că subiectul vaccinării este unul foarte complicat, serios și cel mai important, eu nu fac din decizia mea o propagandă. Deci eu nu îndemn pe nimeni absolut să vaccineze sau să nu-și vaccineze copiii și asta să fie clar. Este o decizie asumată, este o decizie responsabilă, este bazată pe anumite experiențe de viață, pe cărți citite, pe lucruri aflate, discutate, pe filme vizionate și nu am nevoie nici de aprobarea, nici de dezaprobarea nimănui vis-a-vis de deciziile mele. Să trecem la subiecte mai frumoase atunci, nu știu dacă mai frumoase, la implicarea tatălui. Da. În creșterea, în educarea. Foarte frumos subiect. În procesul nașterii, poate. Cum a fost experiența voastră, a ta și a lui Andrei? O experiență foarte plăcută. A participat la naștere? Da. Andrei a participat. Andrei este un băiat foarte emotiv. Andrei plânge și asta așa e de frumos. Andrei uită de aparatul de telefon. De aparat foto. Când eu i-am zis, măi, măcar prinde vreo două poze. Deci, efectiv, îi se taie filmul când trăiește aceste emoții. Este un tată foarte bun. Eu mă simt norocoasă să am un asemenea partener de viață. Dacă tot ne urmărești, îi transmit salutări. Este un om foarte sensibil. Are instinctul patern în el destul de bine dezvoltat. Nu trebuie să caut să-l conectez la copil. Este destul de la sine îi se întâmplă. Are o relație foarte specială cu Magda, mai bună decât o am eu. Eu așa consider dintr-o parte. Are răbdare cu ea. Este foarte jucăuș și glumeț, ceea ce Magda îi place. Și mie îmi place când ea se dezvoltă aceste calități. Așa cum pregătește Andrei micul dejun pentru Magda, eu niciodată nu o să-l pregătesc, pentru că el o să iei și o să-i taie pâinea în patru cubulețe separate și o să ia o pungă și o să toarne în ea iaurtul ca să-i facă o căsuță, pentru că așa copilul o să mănânci cu mai multă plăcere. Eu n-am timp pentru asemenea lucruri. Mi-mi trebuie 1, 2, 3, am plecat la grădiniță, pot să mă apuc de treabă. Nu, Andrei, o să-i pun acolo bombicic, câteva picăturele, o să-i desenez un nor. Poftim, Magda, poftă mare. Și asta e minunat. Dar cum privesc bărbații sexualitatea unei femei după ce participă la acest proces al nașterii? Sau cum a privit Andrei, cel puțin? Eu cred că, în primul rând, trebuie să întrebăm pe bărbați lucrul acesta. Dacă nouă ne-a mai ieșit un copil, cred că nu o privește rău. Adică dacă ne-a mai ieșit un copil după Magda, cred că privește destul de bine această sexualitate. Mi se pare foarte ciudat când bărbații spun că nu vor să asiste la nașterea copilului lor pentru că nu vor putea după asta să se mai uite la nevasta lor cu aceiași ochi.
E trist să auzi asta din gura unui bărbat, pentru că dacă el a participat la conceperea acestui copil, ar trebui să se simtă pofticios, dornic să asiste la nașterea lui. Și frica asta de a-și pierde interesul sexual pentru jumătatea lor este o frică care ascunde cu totul alte probleme în interior. Eu cred că nu este o relație funcțională. Dacă un bărbat se teme să nu-și piardă interesul față de partenera sa, uitându-se cum ea naște. Eu cred că e o relație în care sunt niște fisuri pe care nu și le recunosc unul altuia și încearcă să le ascundă sub asemenea chestii. Atâta timp cât ambii participă într-un proces, e frumos să fie ambii și pe mai departe în toate procesele. Mai plăcute și mai puțin plăcute. Vă mai doriți copii? Știu că nu ați planificat, nu planifici sarcinile. Da, cum nu ne-am mai dorit și s-a întâmplat, nici nu discutăm despre asta, noua este foarte mică, el are nevoie acum de noi completamente să fim implicați în asta. Eu cred că eu mi-am umplut paharul de parenting și sunt gata acum să investesc în calitate și nu în cantitate. Așa. Parenting, că ai atins acest subiect. Sunt tot felul de teorii care se învârt în jurul acestui concept. Care e cel mai mare mit din parenting, după părerea ta? Unul dintre lucrurile pe care eu îl consider, poate nu știu dacă mit, dar eu cred că părinții nu trebuie să justifice anumite decizii de viață. Fac sacrificii de dragul viitorului copilului meu. Eu cred că este greșit. Eu cred că adulții trebuie în primul rând să-și construiască fericirea lor, prezentul lor și viitorul dacă vor și să caute în acest prezent sau în acest viitor să fie oameni împliniți. Copiii lor, involuntar, fără ca să depui efort, vor fi și ei copii împliniți. Cunosc părinți care zic că renunță la țară, renunță la rădăcini, se duc departe de dragul copiilor lor. Adică asta ce înseamnă? Pun cruce pe mine și pe fericirea mea, suport chinuri, suport despărțiri, suport dor de dragul copilului meu. Copilul meu mă vede pe mine zilnic cum sunt eu un om nemulțumit de viață, neîmplinit, frustrat, eventual. Dar important el să fie fericit. Mi se pare asta greșit despre parenting. Egoismul este o calitate foarte sănătoasă. Ea ne permite nouă să ne clădim propria fericire și prin asta să le arătăm propriilor noștri copii cum este să fii fericit. Cred că este foarte greșit să le oferi copiilor tăi totul. Eu îi dau copilului meu totul ce îi trebuie. Din potrivă, trebuie să știi să spui nu. Trebuie să știi să creezi anumite situații de nu, pentru ca să înveți că anumite lucruri trebuie să obținute prin a da din coate, da. Prin a lupta, prin a munci pentru ele. Totalmente nu sunt de acord cu asta. Copilul vrea, păi dă-i dacă vrea. Nu, dacă mergi cu copilul prin magazin și eu știu foarte bine acest comportament de vreau și asta, vreau și asta, vreau și asta și ce fac? Mulți părinți îi cumpără. Dar cum să nu-i cumperi dacă el vrea? Eu mai știu că eu am această discuție cu bunei când eu îi rog frumos, te rog, nu cumpăra gofre din alea cu zahăr, nu. Dar cum să nu-i cumperi dacă vrea? Păi uite așa, nu-i cumperi, pentru că el vrea, pentru că el vrea zahăr. Și zahărul este... Nociv. E ok să avem porții mici de zahăr, dar nu le creăm senzația asta de dacă vrei zahăr, n-ați, dar cum să nu-i dai dacă vrea copilul? Ele sunt mai multe, cred că acum în situația asta nu sunt gata chiar toate să mi le amintesc, dar iată câteva vi le-am spus. Acum, nu știu, o să ating un subiect foarte sensibil și încerc mii de scuze pentru asta. Ești și mamă de înger. Pentru că, din păcate, a fost o situație cea mai cumplită în viața unei femei. S-a întâmplat ție să pierzi un copil. Și o să te întreb, poate suplini un alt copil, măcar un pic acel gol? Sau ce poți face în acest caz? Eu cred că unicul lucru care poate cu adevărat să te ajute este timpul. Timpul și oamenii tăi dragi. Oamenii tăi cu adevărat dragi. Un alt copil ar fi... extrem de greșit să crezi că suplinești o pierdere printr-o altă ființă.
Sunt două destine diferite și fiecare își merită destinul lui neatins de o altă durere. Eu nu am căutat pierderea lui Bogdan să o suplinesc prin mai mulți copii. Așa cum nu am căutat să-l scot din, să scot această pagină din viața mea, este parte din mine. Și mă bucur foarte mult că această tragedie nu m-a marcat până într-atât încât să rămân să fiu un om într-un continuu doliu. Cred că noi merităm, în pofida tuturor durerilor și pierderilor pe care le trăim, ne merităm o viață fericită și după, pentru că viața merge mai departe. Și este doar și doar decizia mea, pardon de microfon, am atins microfonul, este doar și doar decizia mea să fiu în pofida acestei dureri și tragedii, să fiu un om fericit și împlinit. Eu nu vreau ca... Eu am văzut situații în care copiii sufereau din cauza că mama lor nu își putea reveni. Eu vreau copiii mei să vadă în fața lor o mamă împlinită, o mamă mulțumită de viață și o mamă care să-i motiveze și să-i inspire. Ceea ce eu aud de la fetele mele, ele se mândresc cu mine. Eu nu cred că aș reuși să fac lucrul acesta dacă aș fi o mamă îndoliată în continuu. S-a întâmplat, este ceva irecuperabil. Și mesajul meu către toți părinții care trec prin pierderi, pentru că ele sunt inevitabile, cumva sau altfel se întâmplă să pierdem, este să aleagă calea luminii după aceste momente de iad, să aleagă calea luminii și să meargă pe această cale mai departe. Nada, îți mulțumim tare mult că ți-ai făcut timp să vii astăzi la noi, să ne împărtășești din experiența ta frumoasă de maternitate. Vă mulțumim și vouă că ați fost alături de noi. Să aveți un weekend minunat și numai bine!